Bună seara din nou și felicitări! A spart gheața Astra și în deplasare în acest sezon. Prima victorie, a doua a sezonului și cred că este foarte importantă prin prisma momentului, pentru că victoriile aduc victorii și moral în același timp în astfel de situații. Da, bineînțeles. A fost un joc greu. Cred eu că Sibiu, ca și forță colectivă, mă refer la jucătorii care fac parte din această echipă, sunt o echipă de forță. Sunt foarte puternici, avantaja și puțin terenul, destul de greu. A fost moale terenul, dar până la urmă băieții noștri cred că au făcut un joc bun. Am avut, să zic, mai multe șanse de a marca, chiar dacă poate cea mai mare ocazie au avut-o cei de la Sibiu în repriza a doua, dar cred că a fost singura, acea dublă ocazia lor, cred că a fost singura din tot jocul. Au fost momente când am controlat jocul, dacă eram mai inspirați, puteam să deschidem scorul încă din prima repriză. Dar până la urmă, băieții merită felicitări pentru cele trei puncte, este o victorie mare pentru noi. Echipa, am spus de când am venit, că este o echipă valoroasă, avem în componența lotului jucători foarte valoroși, jucători de echipă națională, dar conjunctura a fost să nu câștige, să fie pe acest ultim loc. Sper eu ca în următoarele etape să urcăm și să urcăm bine în clasament, pentru că mai sunt 4 jocuri de campionat până la pauza din decembrie, turul campionatului, și mi-aș dori să le câștig pe toate, să le câștigăm pe toate. Ok, este foarte important următorul joc. Următorul joc va fi cel de cupă. Vrem să câștigăm, să mergem mai departe și în cupă, iar după aceea ne vom gândi la Chindia, pentru că ne așteaptă iarăși un joc greu, important, cu o echipă care este într-o formă foarte bună. Nu întâmplător este așa sus în campionat Chindia. O să mă întâlnesc cu fostul meu coleg, cu Emil, cu Sândoi. Să-mi fac o mare plăcere să revăd. Dar sper ca noi să câștigăm. Și astăzi v-ați întâlnit cu, nu știu, câțiva dintre foștii jucători, cu fosta echipă pe care ați pregătit-o. A fost un avantaj pentru că, sau nu știu cât de mult s-au schimbat lucrurile? S-au schimbat pentru că în acest moment Hermannstadt are mulți jucători noi în cadrul echipei, în cadrul și primului 11 pe care l-au aliniat astăzi. Am spus, este o echipă puternică, o echipă greu de învins, dar în această seară am dat dovadă că și noi formăm un grup puternic. Cred eu că am reușit așa să ne unim rapid și băieții au înțeles că doar împreună forța grupului este foarte importantă, chiar dacă avem jucători de mare calitate în componența lotului. Cred că odată cu rezultatele bune trebuie să vină și sprijin din partea oamenilor care conduc sau omului care conduce acest club. Și spuneau și băieții, ok, rezultatele au dat dovadă de caracter, apar ușor cu dumneavoastră, dar au nevoie și de liniștea legată de partea financiară pe care o tot așteaptă. Nu, problemele, v-am spus, nu sunt, la noi sunt destul de aproape de a se rezolva. Inclusiv zilele următoare se va mai plăti iarăși din salariu, probabil va rămâne numai un salariu de dat către jucători, deci restanță. Dar și în această seară, fără să ni se promită absolut nimic înainte de joc, după ce s-a terminat jocul, Dani Coman, președintele nostru, a venit în cabină și a anunțat o primă pentru acest joc din această seară. Super. Vă mai întreb un lucru. Sunteți om de echipă națională alături de Victor Pițurcă și se caută, să spunem așa, urmașul lui Ciprian Tătărușan, odată cu retragerea lui, un om pe care l-ați avut, îl cunoașteți. David Lazar este una dintre variante și vreau să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, are calitățile în a fi omul de bază al echipei naționale în viitor. Păi eu pot să fiu subiectiv, dar cred că și-a demonstrat valoarea și în această seară. A fost acea dublă ocazie, el a fost formidabil, ne-a ținut practic în joc și aceste trei puncte sunt și datorită lui în contul nostru în acest moment. Mulțumesc mult, felicitări și mult succes în continuare. Seară frumoasă! Mulțumesc!